aceste semne fugare. Uitasem de mult că respir, că aerul mă cercetează adânc până în marginea inimii, părăsindu-mă de fiecare dată cu nevăzute amintiri și mesaje. Uitasem această obișnuință, străveche încercarea văzduhului de a mă stăpâni, bătându-mă cu valul său ritmic ca pe un mal de lut. Dar aseară, în vreme ce luna se juca printre brazi cu oglinda, mi-am văzut deodată puterea pieptului scriind cu aburi calzi, aproape luminoși din pricina zăpezilor, ciudate semne ce îngânau fumul călător al trenurilor despletit prin coloanele salcâmilor, pe care, întreacât fie zis, întotdeauna am nutrit bănuiala că îi ajută să înflorească. Poate era frigul de vină, desigur, luna, sau poate căldura mea, pe care o simțeam crescând din nervurile palmei tale mici adunată în mâna mea. Dar semne ciudate porneau din pieptul meu, îngânând alergarea cerbilor printre brazi peste umerii stâncilor. Unde se duc oare? Unde aleargă? Mă întrebam plin de mirare, privind ciudatele forme calde, fugare, ce izbucneau în larg, desfăcând pârtii albe în întuneric, ca altădată sabia fină, lucitoare a tinereții. Unde se duc? Mă întrebam. Și m-aș fi luat după ele, tiptil, străpuns de curiozitate, ca după niște urme ce simți că te duc spre ușa unui adevăr însemnat. Prea mirat eram însă, poate și din pricina lunii, dar prin această lespede grea ce mă țintuia în loc, auzeam furnicând, cald, subțire, mari bănuieli bucuroase. Oh, desigur, îmi spuneam, aceste semne fugare ale pieptului tău, aceste forme albe călătoare, ajung undeva, trebuie să ajungă. Negreșit, ele străbat pădurea, trec munții și se lasă pe voi dincolo spre marile orașe. Fără doar și poate ele ajung undeva, așa cum ajung la tine, în același chip și în altele, toate mesajele, toate gândurile oamenilor, cercetându-le adânc până în marginea inimii, bătându-te neîncetat cu valul lor ritmic ca pe un supus mal de lut, păstrător de urme și amintiri. O, negreșit, îmi spuneam, nu încape nicio îndoială, aceste semne fugare ajung undeva, ajung unde trebuie să ajungă. Firește că ajung, alminteri, vezi bine, alminteri, la naiba, ce rost ar mai avea să respiri? Autor Geo Dumitrescu. Lectura Maia Martin.